profesor, prima mea comunicare este fără slide-uri, în manieră, așa să zicem, old, este, privește literatura ca terapie. Și, în sfârșit, pentru că ne aflăm la o reuniune medicală axată pe terapie, cred că și-a găsit locul. Anti-aging, da, exact. Viața pe Terra este extrem de fragilă, omul în sine este o peste gânditoare foarte fragilă, iar medicina își propune ca scop principal să amâne data expirării, data morții, să-i lungească viața, dar orice fel de viață, să-l mențină sănătos, să îndepărteze bolile și, dacă poate, să le ușureze suferința sau să le prevină. Medicina este totodată artă și știință din toate timpurile. Partea de artă era foarte subliniată în timpurile vechi, când medicina a avut și ea apogeul ei, să ne gândim la vremurile hipocratice, de acum 2000 și mult mai mult. Mai nou se pune accentul aproape numai pe știință foarte seacă, foarte exactă, dar și aici își găsește locul literatura. Pentru că medicina aceasta riguros măsurată, cum ați văzut cu aparatura și cu tot ce folosește date de investigație statistică foarte, foarte precise. Și ce a demonstrat? A demonstrat că literatura are realmente valoare în scopul pe care medicina îl slujește, în sensul că statistici mari arată că durata de viață a oamenilor este direct proporțională studiile. Cu cât știu, adică cei cu, să zicem, cu studii superioare trăiesc mai mult, adică nu cum se credea așa că analfabeții trăiesc mult. Chiar dacă ajung pe funcții foarte înalte, nu trăiesc deosebit de mult și cei cu studii superioare. Niște anchete de mare amploare, recent, pe care știu, le-am primit din Statele Unite, dar și din Europa, vezi? Arată că durata de viață este proporțională cu numărul de cărți citite. Foarte interesant. Adică cu cât ești mai beneficiezi mai mult de literatură, cu atât ești mai longeviv. Și unde ești proporțională cu numărul de cărți scrise? Da, e o glumă bună. Da, sunt unii care au scris mai mult decât au citit. Da. Medicina era o ghinioară mult mai apropiată de filosofie decât e astăzi, în moment, în vremurile în care medicina era o artă, nu medicina, îl slujea pe zeul Apollo și așa mai departe. Astăzi, medicina slujește poate prea mult unor zei așa de aur, prea mult beneficiului direct, a profitului, care este impulsionat de casele de medicamente, și medicii se limitează aproape exclusiv la a prescrie medicamente care, în bună parte, sunt toxice. Cum se spunea, nu au o viață prea lungă. Sunt chiar, multe din ele ajung foarte rapid interzise. Îmi foloseam toți algocalminul și asta este delict. Dacă mergi cumva cu algocalmin în Scandinavia, te pedepsește că e considerată substanță periculoasă și așa mai departe. Bolile omului se schimbă în raport cu modul de viață. Principalul nostru inamic este stresul. Și noi murim de, oamenii mor, mai ales în România, de infarct miocardic, ca inamic public numărul 1, fac hipertensiune arterială cu toate consecințele ei dezastroase și nu prea ne adresăm ca medici decât consecințele, adică tratăm infarctul, punem stent-uri, facem revascularizări. Nu ne preocupă prea mult stresul și acțiunile antistres. Omul nu se hrănește, are și alte necesități, nu se hrănește numai cu pâine, cum spunea Biblia. Are, de pildă, nevoie de libertate și nu numai om. Dacă ținem un leopard, un leu, un vultur, într-o cușcă, un urs, și îi dăm de mâncare cât poftește, n-are grijă mâncării. Îl ținem în condiții bune, ferit de orice. Nu trăiește mai mult, trăiește mai puțin. El suferă din lipsă de libertate. Paradoxal, după 1989,
durata de viață așa, deși, ce se spune despre libertatea românilor, n-a crescut. Împotrivă, suntem cu 5 ani în urma țărilor Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, nu prea știm să profităm de libertatea pe care, nu, să zicem, am câștigat-o. Asta numai ca valoare. Relativ la consumul de medicamente, românii sunt pe locul întâi în Europa la consumul de medicamente. Cu toate astea, nu sunt mai sănătoși și mai fericiți, trăiesc cu 5 ani mai puțin, la o mulțime de boli, cancerul de col uterin, eșecul acestei vaccinări va avea urmări catastrofale. Suntem pe locul întâi, pe locul întâi la infarct, în toate țările, să zicem, vestice, infarctul a scăzut cu peste 50%, la noi continuă să crească și așa mai departe. Mai există o terapie a cuvântului, o forță a cuvântului pe care medicii nu mai prea știu să-l folosească și într-o serie de facultăți de medicină și în Statele Unite și în Europa au fost introduse catedre de literatură medicală. Sigur că sunt timide, sunt cursuri opționale, nu echivalează, să zic, cu omiletica de la teologie. Totuși, este un început de promovare a literaturii. Încă din vechime, teatrul a fost folosit în scop medical și în Grecia, unde teatrul, vedeți, amfiteatrele astea, toată lumea se ducea la teatru. Astăzi sunt puțini, în raport cu populația București, puțini merg la teatru. Exista teatrul de la Epidaur, care era făcut anume pentru vindecare. Se duceau bolnavi de la anumit tip și se jucau anumite piese care conduceau la echilibrarea lor. Grecii susțineau că din dezechilibru psihic provin multe boli și noi știm asta și spunem că provin din stres, din grija zilei de mâine, din șomaș și alte nelogiri. Nu numai în Grecia, dar în China, poate chiar înainte, acolo piesele de teatru, inclusiv astea, durau câte 3 zile piese la curtea imperială. Oamenii aveau pauză de dormit, pauză de mâncat și iar veneau și după 3 zile erau transformați, erau alții. Cea mai interesantă carte despre valoarea teatrului în medicină, o găsim, se cheamă Matia Shatra, carte de tipul vedelor indiane, considerată a cincea vedă, care a fost și tradusă de Amita Bose, mare admiratoare de mine, scoloadă mare, care a venit, s-a stabilit în România și de dragul lui Minescu. Despre medicina, bazată pe dovezi, am spus, ce fel de literatură? Există un teatru, cum ar fi piesele lui Cehov, care te liniștește, te simți altfel. Și pentru că avem un mare scriitor aici, Ștefan Dimitriu, care a scris o superbă carte, Lasă zilei scârba ei, parafrazând un text din Biblie, Lasă zilei grija ei, adică seara să ne deparasăm. O piesă de asta de teatru este foarte benefică, după cum este benefică lectura de seară. Citim o carte, e bine să adormim cu ea, că atunci toate gândurile rele dispar și nu avem coșmarurile și gândurile negre ale zi sau supărările, nu ne mai urmează noaptea. Există o literatură, deci benefică, această literatură este promovată de medici. Societatea Medicilor Scriitori și Publiciști Români, profesor academicianul Adrian Restian și domnul profesor Dan este participă la asta, există o literatură care promovează sănătatea, este sanogenă. Există și Union Mondial de Zecriven Medicine, Uniunea Mondială a Scriitorilor Medici, care urmărește același scop. Și există, sigur, și în sfârșit, un îndemn ca să promovați umorul, zâmbetul, bucuria. Este o literatură absolut benefică, umorul de bună calitate. Și recent, cu asta închei, în Germania, ca să nu consum prea mult timp, în Germania s-au introdus în ce avem noi, cămine culturale, case de cultură, am ei organizat foarte bine, cu scriitori, împreună cu oameni la o anumită vârstă, care sunt învățați să scrie, nu ca să devină mari scriitori, ci în beneficiul familiei, pentru că memoria este foarte importantă și descendenții noștri nu prea ne cunosc nici pe noi, cu atât mai puțin generațiile anterioare. Și asta duce la meditații asupra sensului familiei, al valorilor familiei respectivă și a neamului respectiv. Este o
inițiativă pe care m-a surprins când am văzut-o în Germania. Pe scurt, aș promova valoarea literaturii ca terapie, probată prin durata de viață și care are un rol esențial în toate bolile care reprezintă un stres suplimentar. Atunci când ești bolnav, după un infarct miocardic, ți-e teamă, ți-e teamă de moartea subită, de tot felul de evenimente, de repetare a infarctului. E bine, o literatură bună îți aduce o liniște, o împăcare, te apropie cumva de filosofie. Vă mulțumesc foarte mult!